absolut tot ce trebuie să știi despre aparatul foto. Fiecare detaliu, fiecare chichiță tehnică, fiecare concept artistic îl vei găsi aici și numai aici, în manualul de instrucțiuni. Citește-l, vorbesc foarte serios și îmi spui și mie în episodul următor ce ai aflat. Salut! Bine, hai că-ți prezint o sinteză de 4 minute. Start cronometru după intro! Orice aparat are două părți principale, corpul în care se află senzorul și lentila, cea mai importantă componentă a sa. Un DSLR are multe butoane și controale pentru a modifica rapid setările, un vizor prin care să vezi mai bine, patina de accesorii și niște conectori super utili. Senzorul e în spatele oglinzii care redirecționează lumina spre vizor și care se ridică atunci când fotografiezi. Fiecare producător de aparate foto are o anumită montură pentru obiective, deci nu poți pune pe Canon un obiectiv de Nikon sau invers. În funcție de distanța focală există două tipuri de obiective, obiective zoom cu care poți mări sau micșora imaginea și obiective fixe. Distanța focală este nivelul de zoom și se măsoară în milimetri. Lentila aceasta poate capta o imagine între 18 și 55 de milimetri, unde 18 înseamnă un câmp vizual larg, iar 55 un câmp vizual mediu spre strâns. Ok, dar de ce ai vrea să folosești lentile fixe dacă există lentile zoom? Ei bine, lentilele fixe sunt mai clare și mult, mult mai luminoase, deci obții o imagine mai bună. Obiectivele pot avea inele de focus sau zoom, fizice sau electronice. Cele fizice rămân exact în poziția în care le lași, iar cele electronice pot fi controlate mai ușor din aparat. Cel mai tare lucru la aparatul foto este că îi poți schimba cardul și bateria instant când se consumă. Bun, dar cum se transformă lumina în imagine? Luminozitatea fotografiei este influențată de acești trei factori: diafragma, timpul de expunere și ISO. Dacă nu știi ce-i cu ele, vei da vina pe telefon sau aparat că nu-ți ies pozele clar. Diafragma este irisul lentilei aparatului de fotografiat. Cu cât este mai deschisă, cu atât intră mai multă lumină și poza este mai luminoasă. Cu cât este mai închisă, cu atât intră mai puțină lumină. Mai simplu de atât, nu se poate explica. De obicei, valorile diafragmei variază între f1,2 și f36. Ok, dar ce înseamnă de exemplu f4? Înseamnă că intră de 4 ori mai puțină lumină, deci dacă mai ții minte matematica de la școală, ți-ai dat deja seama că fp1 este diafragma deschisă la maxim, iar f36 diafragma închisă la maxim. Timpul de expunere este durata în care obturatorul e deschis și lumina ajunge pe senzor. Pe română, în cât timp se face poza. Dacă declanșatorul stă mai mult timp deschis, poza e mai luminoasă. Ca idee, un timp de expunere obișnuit poate fi o sutime de secundă, dar tu poți folosi 1 pe 4000 sau chiar 30 de secunde. Al treilea element, ISO, este luminozitatea digitală, adică sensibilitatea senzorului la lumină. De obicei, aparatele au ca ISO de bază 100, deci te poți gândi la cifra asta ca 100% din lumina exterioară. Iar dacă dublezi ISO, dublezi electronic luminozitatea. Îl poți ridica până la 6400 sau cât te duce aparatul. Dar atenție că apare zgomotul de imagine și se pierde din calitate. Ca fotograf, trebuie să fii foarte atent atunci când folosești aceste valori, pentru că poți distruge imaginea dacă nu le folosești corespunzător. Am proiectat câte un episod pentru fiecare factor ca să mă asigur că nu dai greș. Hai să spun ce se modifică și din punct de vedere artistic atunci când îi modifici. Cu cât diafragma e mai deschisă, cu atât punctul de focus este mai restrâns și obții un fundal mai blurat, iar cu cât este mai închisă, cu atât ai mai multe elemente în focus. Dacă timpul de expunere este foarte scurt, atunci îngheți imaginea, iar dacă este lung, obții efectul de motion blur. La ISO e foarte simplu, vrei să-l ții cât mai jos. Desigur, atunci când faci o poză, te asiguri că subiectul e în focus. Evident că poți alege zona pe ecran. Pentru culori corectă, este esențial ca balansul de alb să fie setat corect. Foarte pe scurt, acesta spune cât de albastră sau cât de galbenă să fie imaginea. Sigur, îl poți lăsa pe auto și să nu-ți bați capul cu el până nu o ia razna. În plus, poți avea profiluri de contrast și culoare. Acestea se aplică doar pe imaginea JPEG și pe filmare. Dacă fotografiezi în RAW, poți schimba ușor culorile și contrastul pe calculator. Esențial la aparatul foto este modul de fotografiere. Implicit va fi pe auto. Dar deasupra avem 3 moduri semi-automate importante pentru tine. TV vine de la Time Value, unde setezi timpul de expunere, iar diafragma și ISO sunt setate automat. AV vine de la Andrei Vaida și de la Aperture Value. Aici setezi diafragma, iar timpul de expunere și ISO sunt setate automat. În final, modul meu preferat, manual, unde setezi totul manual. De menționat că ISO poate fi întotdeauna setat manual sau automat. În cealaltă parte avem moduri automate fără blitz, creative, portret, peisaj, macro, sport, noapte și desigur filmare. Sigur, aparatul tău poate fi total diferit. În concluzie, s-a făcut noapte. Citește manualul de instrucțiuni și dacă nu ai răbdare să faci asta, dă un like, un share și un coment ca să mai fac și alte videoclipuri.
Te salut și ne vedem în episodul următor cu diafragma.